Mii de buzoiene s-au îngrămădit începând cu 3 ianuarie la ghișeele aflate în incinta poliției pentru a-și preschimba permisul. Doritorii de carnete noi trebuie să știe că preschimbarea se va putea realiza totuși fără obligativitatea fișei medicale și după data limită de 19 ianuarie, doar că termenul de valabilitate a permisului auto va fi diminuat la perioada rămasă din momentul obținerii acestuia până la data preschimbării. Deci noi o să preschimbăm permise de conducere și după data de 19 ianuarie fără fișă medicală, dar nu vom mai da decât perioada de valabilitate pe care au avut-o pe permisul anterior. Asta înseamnă că, de exemplu, din cei care acum se chinuie ca să-și preschimbe permisul de conducere în această aglomerație, și după 19 ianuarie și îl vor putea preschimba fără fișă medicală, decât că vor avea permisul valabil, atât cât mai au la ora actuală. Dacă până la data de 3 ianuarie la ghișeele serviciului permise auto se eliberau în medie 50 de permise noi zilnic, în ultima perioadă la Buzău, media solicitanților a crescut de 10 ori, ajungându-se la 500 de noi carnete eliberate zilnic. Față de 50-60 de permise de conducere pe care le făceam pe zi, în medie, până acum, după 3 ianuarie de când am început să lucrăm, am crescut progresiv și am ajuns la o medie de 500. Totodată, șoferii profesioniști care intenționează să își preschimbe permisul de conducere zilele acestea sunt anunțați că termenul de valabilitate de 10 ani înscris pe act nu le garantează dreptul de a conduce în aceeași perioadă în cazul categoriilor C și E, fiind obligatorie efectuarea vizitei medicale odată la 5 ani.